Polițiștii locali aflați în serviciul de patrulare pe strada Unirii din municipiul Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un grup de tineri arunca cu ouă în direcția autovehiculelor care circulau pe stradă. Cei 5 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au încercat să se sustragă de la verificări și au fugit în parcul central, însă au fost prinși în zona podului Ferdinand. Aceștia și-au recunoscut fapta și le-au relatat polițiștilor locali că au vrut doar să se distreze. Ulterior, polițiștii locali au fost sesizați verbal de către un conducător de taxi cu privire la faptul că tinerii respectivi au aruncat cu ouă asupra mașinii aflate în mers, murdărind atât geamul cât și caroseria. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale cu amenzi în valoare totală de 1250 de lei, a transmis poliția locală din Târgu Jiu. Astfel de fapte pot genera producerea unor pagube materiale și mai grav pot pune în pericol viața și integritatea fizică a persoanelor prin distragerea atenției conducătorilor auto de la traficul rutier.